I'm actually doing a vlog. Okay. Okay, okay. Aoleo, doamne, mi se va descrâ fârgurile că nu mă mai monetizează ăștia. Mănânc pâine o lună. Thank you. Thank you, grazie. Minunat. Wow, wow, foarte multă lume. Ce se întâmplă? Look at me. Da, lumea cred că nu înțelege că eu sunt vlogger. Efectiv, lumea înțelege de ce vorbesc cu o cameră. Exercițiul, oare mi ies țuțele din sacou? Vreau acasă, vreau un tel normal la mântușii mea. Viață. Și sunt în Milano. Este așa că curge moda de pe mine. De pe mine. Mă scuzați că sunt aici la civilizație, la lume bună. Am ajuns acum gen 3 ore. Știți că vine un moment în viața asta când ai parte de un telefon care nu neapărat că o să schimbe viața, dar o să schimbe următoarele 4 zile din viață. Efectiv, acum 3 zile am primit un mesaj prin care o amică mi-a spus să mergem. Acest vlog este total spontan. Am spus că dacă tot am prima oară parte de experiența de Fashion Week, pe care o văd într-un fel foarte fan, adică nu este printre interesele mele, eu sunt doar aici ca să mă simt bine și ca să fiu un fel de observator, să văd ce dracu se întâmplă, cum se îmbracă ăștia pe aici, nu știu, aparent am auzit de foarte multe nume mari care o să fie astăzi la prezentarea de la Prada. N-am nicio idee ce de oamenii respectivi, probabil că pot trec și pe lângă nu știu ce nume să zic. Pot trec pe lângă oricine, nu o să știu cine e. Deci că îi recunoști în funcție de câți paparazzi au după ei. Mă rog. Am băgat niște chipsuri organice, tocmai mi este acest sfârc acoperit de un plastic lipit, pentru că nu știu neapărat dacă e la modă, dar sigur este util. Dacă mă urmăriți de ceva timp, probabil știți că eu nu urmez trendurile, îmi place să mă îmbrac după acest stil al meu propriu, mai non-conformist, mai grungy, așa. Nu mă interesează, nu știu, care e ultima colecție, ce se poartă, ce inspirație are, nu știu ce piesă. I don't care. Nu se află în registrul meu de interese. M-am gândit să vă iau cu mine. Vreau să fie ceva așa dinamic, nu vreau să vă plictisesc cu prezentări. Adică cred că în publicul meu nu se numără persoane care vor să vadă prezentări cu ultimele colecții. Adică dacă vreți să le vedeți, uitați-vă la altcineva, nu la mine. La mine să vedeți fericire din belșug și pe mine trăind în viața în principiu. Viață! Știu că trebuie să mergem la câteva prezentări. Prietena mea, care sunt mult mai pasionată de modă decât mine, o să facem mai multe poze de street. Chiar m-am pregătit pentru aceste zile, pentru că am fost la vreo 4 ateliere diferite, 4 designeri diferiți care s-au oferit să mă îmbrace. Știu că cu toții muriți de curiozitate să vedeți ce port, așa că am spus să vă arăt outfit-ul meu chiar acum pe balcon. Fashion Week, săptămâna modei de la Milano cu Marilu. Be like. Ok, am acest costum de la Atu Body Couture. Nu știu exact cum să vă arăt ce am în picioare fără să mor aici, pe platourile de filmare, cu toți paparazzii care se vede la mine de jos. Da, am aceste cizme de la Naked. Nu știu exact ce sunt, mă rog, pantofi cu un top, hit and heel, o chestie de asta. Nu mai știu de unde am restul chestiilor. Chiloții cred că-s Victoria's Secret și zici și de chilos când prezinți outfit-ul. Mamă, chiar trebuie să-i sun pe ăștia de azi, că nu am ales să recer sfaturi. Ceva îmi spune că sunt la modă. Dar când nu te găsești pe Insta cum ne găsea pe noi, de obicei stai la urmă, la standing, și adică acolo întâi intră lumea cu invitații, cu bla bla bla, cu bla bla bla, și standing-ul sunt cei care stau în picioare. A, adică stau și în picioare și la rând. Da, dar bine, știi care e culmea? Că de fapt n-au auzit de mine, pe bune? Standing, i-au stat toate și front row, pentru că dacă nu se ocupă, de fapt tu când îți dai în drumul, stai unde merești, ca să zic așa. Cristina este cea care m-a adus aici. O să-ți plac. M-a convins, m-a corupt, în continuare, nu știu, am muci, mă simt ca un rockstar și sunt îmbrăcată mișto, n-am nicio idee ce o să se întâmple astăzi. Exercițiul, oare mi ies țuțele din sacou? Pare că la cupa chiar e mai ușor de ținut treaba sub control. În mod public vreau să-i spun Cristinei, care spune că și că întârziem. Nu, Cristina, vedetele nu întârzie niciodată. E mult mai greu să mergi când ești la modă, atât de la modă. Da, vlogul acesta o să fie plin de quote-uri. Uite, băieții aia care sunt la Macara se uită la noi. 34.
Ok, grație. E spus să ne lase în locul ăla unde deschide cineva ușa când coborăm, nu? Acest vlog va fi plin de quote-uri inspiraționale legate de săptămâna modei. Am dat jos din mașină și chiar acolo este lumea fashion. Este foarte, foarte multă lume adunată. Mie cred că mi iese o țâță și cred că am un atac de panică să-mi dea cineva un pahar de vin că nu mai pot. Cristina, nu m-ai pregătit pentru asta. Doamne, mă calcă motorul. Vreau acasă, vreau un tel normal la mântușii mea. Trebuie. Ce-i frate, ăștia trebuie să se dea, trebuie, ne interesează până de trecerea. Uite puțin cum arătăm, arătăm ca oricum ca un stop. Asta e incredibil, deja m-am fotografiat doi fotografi, n-am nicio idee ce se întâmplă, dar mă simt foarte important. O, deci lumea efectiv te ia și îți face poze, este wow. Aceasta este intrarea de la un show, cam așa arată. Bine, gata, intrăm. Încă stăm la intrare, ăștia n-am aflat cine suntem de fapt. De fapt eu încerc să prind lume care cred că e importantă la cameră, dar n-am nicio idee cine sunt oamenii ăștia. Aia zic. Want to say hi for my vlog? Hi. Hi. Thank you. Ciao. Follow me on Tavio the photographer. Perfect. Da, și mie îmi place. Asta e altceva legat de Fashion Week. Mereu trebuie să-ți pozez cafeaua, mâncarea, nu se poate fără. Fashion News, ultimele știri despre modă aici de la Marelu Dubrescu, această trendsetteriță și acest fashion icon. Vă transmite că am ratat show-ul la care trebuia să intrăm pentru că nu mai sunt locuri, adică au avut o organizare de proastă încât pur și simplu n-au mai avut loc de oameni. Indiferent că aveam invitații, nu s-a mai putut din cauza lipsei de spațiu. Am auzit foarte tare lumea și cum toată lumea e așa. Sunt și oameni ok, dar sunt și de ea. Și mi-a zis că trebuie să stăm la poze. Începem să avem tipuri la metrou de la nesomn. Nu înțelegem unde suntem și unde mergem și ce se întâmplă. Mood of this vlog. La Fashion Week e foarte important să faci lucrurile de la picioare. Noroc, sănătate, la mulți ani. Dă prost, știi, când o să apar un Vogue. O să pare terminată. Este a doua zi și ca să zic așa, o altă zi în care mă voi lua prea mult în serios, pentru că așa era Fashion Week, nu-i așa, Cristina? Așa. Astăzi o să ne vedem cu un cum se numește, unde mergem? Deci mergem la un Sport Max. La Sport Max, n-am nicio idee ce asta și care tangențe cu Max Mara, pe care ratat și pe care nu știu de unde știu eu de brandurile astea, Doamne. O să ne vedem cu un fotograf din Cluj, care e aici în Milano, ca să facă poze de street. Ieri a făcut o poză cu Chiara Ferrani, da? Singura persoană din lumea modei pe care o cunosc, așa că abia aștept să-l ating pe băiatul ăsta și să-l întreb cum s-a simțit. Doamne, mai avem doar mâine și scăpăm, este incredibil, nu mai pot. Deja simt că am slăbit 5 kg de stres. Cea mai tare piesă este de la mama. Se simte la sânță, știi? Ea cu sânță. A, nu, asta, păi pe ăștia am de la tata. La mama este fundul, mulțumesc, mama. Și sunt gata de plecare. Să vedem, am sacoul ăsta și pantaloni de la Nema Shop, te pup, Ana Maria, prietena mea. Acest e de la Victoria's Secret. Poate l-ați mai văzut pe Instagram la mine. Și poate mi-a și dat report pentru că mi s-a scos poza odată. A, da, am asta la spate. Ochelarii ăștia nu mai știu de unde sunt ceva, H&M neinteresant, nu, ăștia nu-ți primiți, păi ăștia nu dau înapoi. În rest, tot ce-i pe mine în afară de stien cam dau. Pune și pantofii. Hai să terminăm transmisiunea că m-arum moda asta în două. Azi înmormântăm moda. Punem aceste cristale foarte scumpe, au fost 15 lei de la H&M, dar ăștia nu se prind. Nu se prind pentru că deja ce am pe mine, am și geanta aia este LED, deci după ce vezi aia clar crezi că e cel puțin cât o casă. Am casa la încheietură, săracilor.
Zic că ceva nu este ok aici. Ola, a venit taxiul. Mamă, hai că poate ne charge extra și înțeleg că avem branduri pe noi, dar totuși, tot cu Dacia. Eu și toți bărbații pe tocuri, be like. Am mai seama, domnul taximetrist deja se uită și e gen, mamă, să-mi bag picioarele, pizdiețul ăsta de la pe săptămâna modei merge. Cred că nu mai poate, omul. Da, hello. Vai, ce poză, vreau să fac poză cu detalii, așa. Ok, tocmai ajungem în mijlocul mulțimii. Acolo este... Cine e acolo? Explică-ne puțin. Sportmax. Un show absolut important pentru lumea modei. Și începem să ne simțim ca două bucăți de carne, că toată lumea se uită la noi. Iubesc asta! Așa, așa, uitați. Lumea bună. Lumea bună. Ce București, ce Dristor aici. Sunt foarte mulți fotografii aici. Poate oamenii nu vor să iasă. N-am apucat. Ah, ieși! Specială pe Busan, dacă știi. E cea mai mare influențăriță din Corea de Sud. Uitați-vă la Andrei. Fotograful de care v-am spus. Uite la mine. Ok. Ai vopin? Ha? Ai vopin? Da. Mergem să căutăm locuri noi de poze. Acolo lângă foc deja ne-am plictisit, adică nu cât să-i facem reclamă neplătită, pe bune, păi asta zic și eu. Andrei și Cristina au discuții despre intrările de la Fashion Week. Este ok să nu mergem nicăieri și doar să ne plimbăm. Suntem la galeriile de lângă dom și se vedem și eu că omul aici, mă rog, pe jos, lângă gunoi, cam aiurea. S-a oprit cineva și a început să mă întrebe ceva în italiană și să mor, deci trebuie să învăț prea de puțină italiană. Eu eram pe aici, gen, nu, parla, comprende. Ia mișeaua spaniolă. Zici că comit un jaf aici pe jos, adică, bă, oamenii sunt foarte impacientați de faptul că sunt așa la modă, probabil, și îmi murdăresc hainele, dar lăsați-mă, frate, în pace. Oamenii mei sunt acolo și fac poze. Da, avem pe cineva la un alt nivel acolo, care a venit cu lumina după ea. După ei are echipă, da, foarte interesant această lume a modei. Hai în București că nu mai pot. Via Vittorio Scaiola numărul 3. Am fost până acum la Andrei și la iubita lui, Andrei, fotograful de care vă spuneam. Am ca să scoatem pozele, urmează să mergem la un ceva show mai încolo. Acum mergem până la hotel ca să ne schimbăm de aceste toace îngrozitoare. Cumva am ajuns într-o dubă, am auzit că au dulciuri în spate. Fel de șofer privat care lucrează la negru, n-am înțeles exact. Domnul este fix acolo, nu știu dacă pot să-l filmez. Nu știu care e exact combinația cu domnul ăsta care acum ne duce. Efectiv am urcat într-o dubă care are dulciuri în spate. Ar trebui să fie ok, nu ar trebui să fie destul de safe. Trebuie să ne negociem cu el la preț. Gen ca la Piața Moghiolă și am făcut asta și în China, e ok. Urați-mi succes. Încă ceva ce vă recomand dacă mergeți la Fashion Week. Când vă urcați în taxi, dați chestiile scumpe de pe voi. Băgați-le în chiloți. Ok, how much? 20 euro. Ok. Update, nu am negociat ca la Piața Moghiolă și am spus totuși să dăm 20 de euro și să nu fim chiar ca ultimele. Ca ultimele. Dacă ar fi zis 30 de euro, deja o aduceam pe măsa în discuție, adică știi ce zic? Știrile de la Fashion Week Milano continuă, chiar de aici de la mine, cel mai în măsură om ca să fac asta. M-am deschis acum camera ca să nu mi se bată sacoul ăsta șmecher. Tot de la Anema Shop, tot de la Ana. Te pup, Ana, nu vrei să mi-l dai mie de tot? Am așa un mod de hangover, hai să facem ceva mai dubios în seara asta. Nu, mai dubios, Cristina, însemnând așa, mai să ne amintim și peste 20 de ani. Eventual un copil, mai știi că ăla chiar până morți îți amintești. V-am arătat camera de hotel. Bine, e dezastru, dar în fine, este fix cum ar trebui să fie la Fashion Week. Dacă nu era dezastru, chiar ne puneam semne de întrebare. Intrarea show-ului. Wow, aici? Am ajuns în front row. Suntem fix în fata. Toată lumea de aici e super la modă pe lângă mine. Vedem. A fost o bună, mamă. Pur că n-am venit 5 ani. A
treia zi de Fashion Week, uitați ce diferite suntem. Suntem în grabă mare, ultima zi în care mai, ne rupem moda. Cred că vom pune toată lumea modei de astăzi, da, pe jar. Hai, dar ești atât de drăguță. Like, pare așa, dracu. Am pus aceste șosete care nu știu exact dacă merg. Ce știi că i-am primit gratis de la H&M înainte să plec. Dar nu știu dacă se potrivesc, dar chiar... oricum mâine plec și mă întorc la training și kilos rupți în cur, deci ok. Care-i programul de azi? Zile pe că tu știi care-i programul. Avem Ervanu și Rubino acum. Ori mergem la show-uri, la deșilări, așa. Și mai avem la 4 Cividini. În sfârșit, noroc shopping cu fata mea că știe că n-am ce idee ce se întâmplă cu viața mea aici. Wow, am ajuns fucking Fashion Week. Fucking wanna go home. Acum urmăm noi, deci clar o să... Deja iau de ăștia leșină pe capet. No, ochiale. No, without... Okay, without them, okay. Without the camera too? Should I let it? Frate, arată superb! Acum că am băut o cafea, mergem la al doilea shop. Da, pune și mie mi s-a luat. Wow, nu, are febră, are febră asta mică. N-am mai văzut un shoe selfie de când eram eu tânără. Stai, să fac așa cum se făcea în 2000. Ador acest loc. Toată lumea se sparge în figuri, cum am făcut și noi în toate zilele. Stai, mori, mai e cineva ca mine pe aici? Deci vreau și eu un om. Un om de ăsta mai cu... Așa, mai cu picioarele pe pământ. Fashion Marilu. Ca să știi cu cine vorbești, da? Mai cu din București. N-am auzit, o să audă ăștia toți. Am un mătușă, o cheamă Mariela de la Plosca. Eu sunt Marilu de la București. Ia uite, mamă, toți turiștii. Vă anunț că de astăzi nu mai sunt ori și cine. Am această poză cu fashion editorul de la revista InStyle. Intrăm? Ne mai primesc? Să le spunem cine suntem? Nu, că dacă le spunem cine suntem, ne mișcă la front row, nu de alta. Când te gândești, mă, că eu mă întorc înapoi la Balotești, la mine, la Ilfo? Da, un rezumat, nu știu dacă intrăm, deci incredibil. Ce facem? Avea invitație pe numele Lorena. Da, pe numele Lorena. Păi nu mă chem Lorena la ultima verificare. Nu, deci Cristina e acolo, noi încă suntem la coadă, ca muritorii de rând. Puteți să mai vedeți ce se întâmplă pe aici la coadă, da. Toată lumea interesantă și opulentă. Toată lumea se pupă în cură ca și cum se suportă, da. Bă, deci nu, deci femeie... Ok, that was cool. Ok, omul ăla chiar e cool. Chiudă-l la poartă, nu începe la partidul. Deci, încearcă să ne spună că încă casteagul și stăm aici ca niște boi. N-am intrat. Cu am rezumat, am stat ca boi aici. Am stat fix ca pielea penisului, știi? Dar până și aia e importantă, dar ăștia nu știu. Da, n-am intrat moșule. Nu mai face poze că chiar nu mai e. Ah, și ultimul, și pentru ultimul. Eu sunt foarte mulțumită că am intrat doar la două show-uri. Super tare. Viața este frumoasă. Și acum fiind ultimul show la care era să intrăm, dar n-am intrat, apreciez toată această mișcare cu Fashion Week-ul. În lumea modei este un eveniment foarte important. Au fost anumite aspecte, pattern-uri pe care nu rezonez. Și anume opulența asta pe care o au toți și, nu știu, am văzut foarte mulți care se pupă în cur pe acolo ca să intre. Deci trăim într-o lume nebună, vă spun sincer. Oamenii sunt în stare să facă orice ca să creeze impresii pentru alți oameni. Deci am auzit de fete care au și-au înscenat intrarea cu Mercedes-uri, așa cum intră vedetele la show-urile acestea. Bă, deci, bă, ce-i frate cu lumea asta? Nu, o să mă înscriu la Popularea Planetei Marte, este clar. Viața mă convinge în ce mai mult de chestia asta. Ca o idee, sunt vreo 300 de oameni în carantină cu coronavirus aici în Milano. Deci ce zic, curați-mă măcar să nu mor. Viață!